Dragilor, astăzi vom discuta pe marginea unei cărți, o noutate editorială publicată în portofoliul editurii Herald. Este vorba despre Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, o carte publicată în colecția Cultură și Civilizație a editurii Herald. Și vom discuta despre un subiect, un capitol tratat în această carte, Elemente ale sacrului în mapamondurile medievale. Alături de noi este Ioana Zamfir, invitata noastră de astăzi, muzeograf la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. Ioana Zamfir a absolvit Facultatea de Istorie, secția Istoria Artei la Universitatea București și programul masteral de studii religioase, texte și tradiția al Universității din București. Urmează în prezent programul doctoral al Școlii de Studii Literare și Culturale. Tema proiectului doctoral este imaginea Ierusalimului în cartografia secolului XVI. Și aș începe discuția noastră cu următoarea întrebare. Ce legătură au hărțile cu spiritualitatea, cu religia și mai ales cum ne ajută, să spunem, sau cum îl ajută pe omul modern, pe omul contemporan, pasionat deopotrivă de istorie, pasionat de cartografie, să afle lucruri care, iată, apar în hărțile vechi, să afle lucruri despre perioada în care au trăit oamenii cu multe secole în urmă, să spunem. Bună ziua, mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre capitolul meu din această carte și despre cartografie în general. Vă salut de la Muzeul Hărților din București. Legătura dintre cartografie și spiritualitate și religie este una pe care eu o văd începând din cele mai vechi timpuri până destul de târziu în istoria culturală a Europei, cel puțin. Aș începe prin a spune chiar că nu a existat propriu-zis un termen pentru hartă decât până târziu, în perioada modernă, pentru că hărțile nu erau privite ca niște obiecte de sine stătătoare. Erau parte dintr-un limbaj artistic, dar care permitea și exprimarea unor concepte filozofico-religioase. Pentru că hărțile, tot timpul redând spațiul înconjurător al oamenilor, inevitabil inserau și elemente cu privire la viziunea despre spațiu, despre locuire, despre rolul omului în univers. Una dintre cele mai vechi hărți, considerată chiar, poate cea mai veche hartă din istoria civilizației, o hartă babiloniană, prezintă întreaga lume. Deci este o hartă a lumii cu Babilonul, cu fluviul Eufrat și cu alte orașe importante din perioada respectivă. Oceanul care înconjura și dădea o formă circulară universului, așa cum era el gândit și înțeles la vremea respectivă. Deci, legătura cea mai importantă dintre cartografie și spiritualitate sau religie ar fi exact dimensiunea asta cosmologică. Hărțile sunt un instrument pentru a prezenta viziunea despre lume, cum este înțeleasă lumea și registrele ei. Iar, cum a arătat și Eliade și, cum se știe, în societățile mai vechi, această legătură, această separare între profan și spiritual nu era atât de puternic trasată cum este în prezent și viziunea despre lume includea racordarea la aceste registre. Dincolo de partea asta de concept, să zicem, legătura dintre cartografie și spiritualitate se vede și la nivelul mai concret al limbajului simbolic folosit în hărți. Apar, spre exemplu, anumite forme geometrice care au o încărcătură simbolică și care a evoluat această încărcătură simbolică de-a lungul timpului. Dacă ajung mai aproape de subiectul articolului meu din volum și mă refer la hărțile medievale, ele folosesc tot forma circulară pentru a reda ideea de întreg a universului. Iarăși un alt element care se regăsește la Eliade ca simbol al sacrului, ideea de centru în hărțile medievale, în multe dintre hărțile lumii, aceste mape mundi,
Ierusalimul este plasat în centru. El a de arătat că centrul fiecărei comunități era legat și de această idee de axa lumii, care unește planul infernal cu cel pământesc și cu cel ceresc. Sigur, regăsim în hărțile medievale și alte elemente care nu țin neapărat de spiritualitatea creștină, pentru că există și elemente de mitologie care provin din spațiul grec. Sunt destui autori care au demonstrat că religia creștină s-a format nu doar pe baza culturii iudaice, ci și cu interferențe puternice din spațiul grec al filozofiei grecești. Și ideea aceasta de circularitate și toată simbolistica din jurul ei o regăsim și la autorii greci, spre exemplu la Platon în Republica, unde se vorbește de teoria formelor. Cercul este folosit pentru a ilustra această idee de realitate dincolo de realitate, la fel ca și alte universale, frumusețea sau adevărul, spre exemplu. Și cercul este dat ca exemplu de concept ideal pe care îl putem gândi, care există și pe care întotdeauna când încercăm să-l reprezentăm în plan concret, nu vom reuși să o facem decât imperfect. Orice cerc desenat de mâna umană nu va fi perfect. Asta aș spune că ar fi cele două componente care arată legătura puternică dintre cartografia veche și spiritualitate. Tot legat de dimensiunea asta de cosmos, aș mai adăuga faptul că chiar și dincolo de perioada medievală, la începuturile modernității, când deja hărțile devin mult mai niște instrumente mult mai tehnice și cu valențe mai degrabă în direcția asta a comerțului, a strategiei militare, bazate mult mai mult pe măsurători. Hărțile păstrează dimensiunea aceasta mai amplă pentru că sunt incluse în cărți care chiar așa se numesc, cosmografii, și care vorbesc de diferite regiuni ale Europei pe care le abordează nu doar din perspectivă geografică, ci tot cu această viziune a întregului, partea umană, a obiceiurilor, a alimentației în zona respectivă, a costumelor populare, mai degrabă, să zic, într-o direcție etnografică. Dar se păstrează această idee a hărții care reprezintă un întreg al unei lumi. Religiile lumii, imagini, texte, tradiții, este o carte, pe lângă caracterul istoriografic și pe lângă caracterul, să spunem, spiritual, este o carte care abordează mai multe aspecte ale tradițiilor spirituale din diverse colțuri ale lumii. Iată, tu vorbești despre elementele sacrului în mapamondurile medievale. De ce ai recomandat cititorului contemporan articolul pe care tu l-ai publicat în această carte alături de alți colegi, pentru că există un colectiv de redacție coordonat de Madea Xinciuc? Din punctul meu de vedere ar fi în principal două argumente. Pe de o parte, analiza hărților medievale și de fapt nu analiza lor, cât contemplarea lor, înțelegerea lor, ne aduce mai aproape de originea anumitor concepte din spațiul european. Tocmai pentru că hărțile nu erau neapărat, cum am spus, o formă de a reprezenta doar spațiul geografic. Dimpotrivă, era o poveste o poveste a istoriei creștinismului redată în imagini, care vorbește despre spațiu, dar și despre timp, pentru că în mapamondurile medievale, de fapt, ele sunt construite foarte interesant în acest cerc care reprezintă întregul spațiu planetar. Citirea hărții poate începe de sus în jos. În partea de sus este reprezentat estul, datorită valenței pe care o avea acest punct geografic
la începuturile cartografiei occidentale medievale, fiind asociat cu ideea de răsărit și cu toată simbolistica estului în creștinism. Urmat, deci acest punct geografic, urmat de Eden. Ideea de Eden, de paradis, a fost foarte multă vreme reprezentată în cartografia occidentală, fie chiar localizat în partea de est a lumii, în Asia, fie plasată la granița aceasta dintre spațiul exterior pământului și pământul propriu-zis. Bun, după care se coboară din partea de sus către partea de jos a hărții cu scene pictografice care reprezintă manifestări ale prezenței lui Dumnezeu pe pământ în diferite momente ale istoriei. Un alt aspect interesant pe care l-am găsit cu privire la termenul de est în cultura iudaică, acest kedem, indică o perspectivă asupra timpului diferită de cea pe care o avem noi astăzi. Da, e mai mult verbul în sine, acțiunea în sine. Exact. Timpul nu există. Dar există această coloratură a trecutului și a viitorului, pe care o folosești în exprimarea obișnuită, însă spre deosebire de noi care vedem trecutul ca fiind o chestie depășită și pe care o avem în spate, ei o văd ca fiind în față, o ai mereu în fața ochilor. Și viitorul este cumva în urmă pentru că nu știi ce urmează să se întâmple. Asta vreau să zic, dar mă rog, am emoții. Așa. Ai găsit, de exemplu, pentru că tu ai și această aplecare către Ierusalim și teza ta de doctorat despre asta vorbește, ai găsit, de exemplu, în studierea anumitor hărți și mă gândesc acum că făceam așa o mică paralelă între creștinism, tradiția iudaică, vorbind și despre Ierusalim. Ai găsit și elemente de cabala în studierea acestor hărți? Și mai ales aici mă refer la partea de simboluri, pentru că sunt convins că hărțile sunt foarte pline de simboluri. Din păcate, eu nu am explorat această zonă a cabalei și nu am identificat astfel de elemente. Ceea ce pot să spun însă este că influențele vin și din partea arabă, pentru că cartografia în perioada medievală a fost mai degrabă la început explorată de în zona aceasta a islamului și unele dintre primele hărți medievale ale lumii care propun viziunea asta circulară despre lume sunt reprezentări din Spania, unde știm că influența arabă era foarte exact puternică. Exact la Spania mă gândeam, da. Da, da. Deci mai degrabă din direcția asta, geografiei arabe, vin influențe. Iar ca să mă întorc la întrebarea din urmă cu privire la relevanța hărților, deci pe de o parte este reconectarea asta cu originea anumitor concepte din cultura europeană și mai ales legate de spiritualitate, dar și partea estetică pentru un privitor contemporan este și latura aceasta. Hărțile vechi, hărțile medievale sunt extrem de frumoase, extrem de elaborate. Merg pe acest principiu al simetriei și datorită simbolisticii idei de simetrie. Față de hărțile ulterioare care folosesc un limbaj standardizat și care merg mult mai mult pe convenționalizare, aici fiind vorba de manuscrise, este o diversitate mult mai mare a viziunii de la un artist la altul. Deci este o bogăție grafică extraordinară. Apoi aspectul acesta narrativ pe care îl susțin hărțile, ele spun o poveste. Povestea creierii lumii, mitul creierii lumii, unde se află lumea raportat la planul celest, la planul divin, care este legătura dintre Dumnezeu și lume. Avem reprezentări ale lui Isus, reprezentări ale sfinților, reprezentări ale unor adevărate liturghii cerești care înconjoară spațiul terestru și timpul terestru, plasând în exteriorul hărții un registru al eternității.
De aceea cred că ele sunt, hărțile vechi au atracție pentru, pot avea atracție pentru publicul contemporan și datorită acestei laturi de legendă, cumva, care stimulează imaginația foarte mult. Nu e de mirare faptul că hărți inspirate din cartografia medievală și cartografia începutului modernității sunt folosite și în lucrări literare mai târzii. Spre exemplu, la Tolkien există acele hărți ale Pământului de Mijloc care completează povestea, pentru că hărțile au și capacitatea aceasta extraordinară de a condensa foarte multă informație. Ele funcționează ca niște grafice care pot explicita conexiuni dintre idei pe care în scris ți-ar lua mult timp ca să le elaborezi. Aici sunt redate concis și într-un stil mult mai de impact, pentru că imaginea transmite foarte mult, simultan, nu liniar, ca un discurs scris sau vorbit. Dragii noștri, a fost astăzi alături de noi Ioana Zanfir, muzeograf la Muzeul Național al Hărților și Cărții Vechi. Am vorbit despre hărți și despre elemente ale sacrului în mapamondurile medievale. Un capitol scris de Ioana Zanfir, un capitol care face parte din cartea pe care, iată, vi-o recomandăm cu mare drag astăzi, Religiile Lumii, Imagini, Texte, Tradiții, un volum cu mulți autori români, un volum coordonat de Matea Axinciuc. Dragilor, vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, mulțumim și Ioanei Zanfir pentru informațiile pe care ni le-a transmis. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți Deschise pentru Minți Deschise. Nu uitați să ne urmăriți pe canalul de YouTube Herald și pe pagina oficială de Facebook, unde veți găsi toate materialele video cu invitații noștri. Să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere!